Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu înțeleg de ce Halil Ibrahim este forțat să fie cu cineva pe care nu-l dorește. Când cineva iubește, nu există nimic care să-l oprească, nici o familie, nimic, îl face pe Halil să piardă mult. Halil Ibrahim nu este un adolescent ca persoană, este un bărbat care arată suficient de ridicol pentru a fi manipulat la 40 de ani. Un astfel de bărbat nu se potrivește niciunei femei, nu știu de ce îmi pasă atât de mult de Halil. Poate un jucător excelent, dar lasă de dorit ca persoană. O persoană care nu poate face distinția între ceea ce li se potrivește și ce nu și lasă o amprentă asupra cine ar trebui să fie partenerul altcuiva. Halil acum nu mai este vinovat, reies toate minciunile și invidiile împotriva artistului Halil Ibrahim. Și vă întreb, de ce nu vă opriți din a denigra un artist așa talentat? Cineva pune să postați asemenea comentarii? De ce nu vedeți talentul și frumusețea acestor doi artiști, Sila și Halil Cene, au transmis prin talentul lor? Cum se simte artistul Halil Ibrahim când citește asemenea aberații? Îl tot acuzați, doar de dragul acuzațiilor. Lăsați artiștii în pace, ne, am saturat de minciuni și invidii, nu aveți niciun drept, nu vă place în serial, dar nu aveți dreptul de a le comenta viața privată. Și chiar artistul Halil nu este în stare să ia decizii pentru viața sa? Este destul de inteligent sau prea inteligent să vă dea atenție, dar voi continuați cu barfele. Ei bine, dacă l-a folosit pe Sila, Sila ar trebui să se deschidă cu el, pentru că mai târziu cel care va pierde va fi Sila. Trebuie să fim foarte clari ce vrem și să deschidem restul. De ce să vorbim urat despre Halil, tu despre Sila? S-a jucat rolurile perfect, senzual, îndrăgostit, s-au jucat unul pe altul. Așteptam cu nerăbdare timpul de difuzare a sezonului 1 și 2 pentru a mă bucura de aspectul lor, atingerea lor, dragostea lor pe care o încânta. Iar cei din harem, Nanuka, cealaltă dansatoare din Buric din Maroc, Osnurcula, care conduce viața lui Halil și pentru că este un manager slab, dar cu un secret pe care îl cunoaște, îl va îngropa pe Halil ca Titanicul. Se pare că Halil s-a predat lui Osnurcula, dar viața lui este a lui Halil. S-a dovedit că în privat i-a pudrat creierul, dar în public parcă era controlat. El voia clar să facă forța să se îndrăgostească de el, dar el însuși nu era suficient de puternic pentru a simți un asemenea sentiment. Pentru că nu poate exista o cantitate infinită de iubire. Asta e fiziologism, nu dragoste. Vezi, zboara ca fluturele din floare în floare, si chiar către unul otravitor puterea era Tanara, naiva, credula si crezuta. Aici o pot înțelege niște doamne. Halil era măgulit că o femeie atât de frumoasă, tânără și curată i-a acordat atenție, nu avea niciun drept moral să se comporte așa și cu atât mai mult să folosească fotografii comune și chiar photoshop.3. Timp de un an. Este adevărat, Halil este un om integru, manierat și cu un suflet de aur, un bărbat carismatic, de o eleganță și rafinament, aparte de toți actorii, dar Sila cită premii Oscar a luat până la emanet. Cei care îl defăimează pe Halil, cei care cred că ar trebui să meargă cu el și cei care îl urăsc pentru asta, oricine crede că Halil a făcut-o, vor avea de suferit și cei care nu-l urmează, lăsând al doilea sezon în noroi așa cum este. Dar Halil este un adevărat talent și nu lasă treburi neterminate. Ea are prea mult fluturi în stomac, pentru fiecare partener cu care joacă. Halil Ibrahim Ceyhan este un bărbat adevărat care știe ce vrea de la viață, îl voi urmări în filmul istoric și peste tot pe unde va apărea. Ei trebuie să o facă, măcar a reușit să se ajute de fanii proști care cred că toți despre care se spune că ar fi o dovadă de acord. Poate că a greșit cu Sila, dar a trecut un an de când în fiecare zi l-ai criticat, lucrează și nu are nevoie de blogeri care vorbesc prostii. Și cine spune că Sila nu are de ce să-i fie rușine? Sunt total de acord,
spunea nu-i place injustiția, dar el era complice cu Naz PT. Aducerea lui Nana PT avea succesul tot PT el, era frica ca ea are succes și el nu, dar a greșit. Înainte de actor trebuie să fii om, ceea ce el nu a respectat. A lucrat toți pe la spate pe Sila, ca era tinara și bună. Allah nu doarme niciodată. Sila este tânără, are toată tinerețea ei, iar Halil, care este puțin mai în vârstă, vrea să-și domine viața, dar tinerețea Sila a început deja să plătească prețul și Sila este pe cale să ajungă în vârf. S-ar putea chiar să fie, dar el are responsabilitatea pentru cât de tânără este și este irresponsabil, nu are maturitate, așa că face lucrurile fără să se gândească, pentru că pentru a fi celebră face tot ce a început, chiar să facă o poză arătându-și chiloții cu haine depravate și ea și-a dorit să nască depravați acolo în Turcia. Acești oameni nu sunt bine priviți, faima așa este foarte rea, așa că faima ei și pentru cei care cred în chipul unui înger care este departe de a fi când nu face nimic pentru a atrage atenția. Am continuat cu munca lui și în mod responsabil, mi-a pierdut entuziasmul pe care le aveam pentru ea. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascal Ip.